Salutare dichisiți! Suntem astăzi împreună cu Diana Nechita, psihoterapeut și lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai. Am zis Babeș-Bolyai. Corect. Bine te-am găsit Diana. Cum Mă bucur ești? să fiu alături de tine, Mihai. Bine, mă bucur să să avem ocazia asta să discutăm împreună și să ne vedem după destul de mult să-l oh, da. Eu cel puțin nu am mai dat ochii cu tine de 3 ani, 4? 4 ani, cred că 3-4 ani. Așa e. Mai predai acum la facultate? Da. Cât entuziasm! Câtă pasiune! Revetăm, nicio problemă, spațiu este. Prima întrebare pe care aș vrea să-ți o adresez, decizii emoționale luate impulsiv sau decizii raționale cu rezultat prost? Ce alege? Dacă ar fi să mă refer la propria mea personalitate, cred că aș merge mai degrabă pe varianta 2. Adică, cred că lucru cel mai important pe care l-am învățat și din practică, și din viața mea, e că din greșeli înveți cel mai bine. Și cred că e mai important să fie o greșeală pe care o faci ca urmare a faptului că, nu știu, îți dorești să faci lucrul respectiv și te gândești că e alegerea bună pentru tine, chiar dacă într-un final nu se dovedește a fi așa, decât să poți acționezi impulsiv și în situațiile astea impulsive intervin foarte mult și factorii ăștia de mediu, poate presiunile celorlalți, și cred că aș prefera o greșeală din aia în care dau grozav cu capul, dar știu că e a mea, decât una în care poate să mai degrabă domina de niște emoții de moment. Ok, nice. Aumă mă gândeam de câte ori am dat cu capul și nu m-am învățat. <laughs> trebuia să am capul spart. Aș vrea Diana să ne povestești în continuare despre cine este Diana. Mm -hmm. Povestea lungă sau povestea scurtă? Ți-am <laughs> zis că am memorie la... Acolo, cât vrei Ok, o să încerc să fac așa poate o introducere un pic mai lungă decât obișnuiesc să fac. Spun ceea ce spuneai tu la început, da, știți, în lector, sunt psihoterapeut și povestea se încheie acolo. Dar cred că asta nu e neapărat cel mai bun context în a înțelege oamenii de ce fac treaba asta și ce mă caracterizează. Și atunci aș începe poate povestea mai, mai dinainte. Um, am fost dintotdeauna un copil foarte perfecționist și foarte ambițios. Asta a însemnat că am învățat întotdeauna foarte bine, mi-a plăcut să fiu printre cei mai buni de fiecare dată, să încerc o grămadă de lucruri, um, dar fără să știu neapărat ce vreau cu adevărat să fac. Asta s-a tradus și în faptul că în momentul în care a trebuit să-mi aleg o carieră, eram la fel de confuză și dornică să fiu bună în toate cele. Și deși uh, toată perioada liceului am zis că mă fac jurnalistă, dacă îmi plăcea ideea, te duci la televizor, vorbești, ai interviuri, ai faimă, ești o persoană importantă, toată lumea îmi zicea, băi, nu cred că ești făcută pentru asta. Ești, nu știu, ești prea timidă sau poate că nu neapărat timidă, dar nu ești tupeistă și în, uh, în profesia asta trebuie să fii tupeist ca să, ca să reușești am zis, nu mă, nu ascult eu ce zic ceilalți, ok, eu asta vreau să fac, o să mă duc înainte cu asta, până când, cred că în clasa 11 sau a 12, am participat la un concurs de la radio. Și zic eu, ia uite, în momentul numai bun să o întreb doamna asta de la radio, cum e să fii jurnalist și probabil că o să mă ajute ea să-mi dau seama dacă vreau sau nu fac, să nu fac asta. Și, da, o întreb pe doamna, ia uite, știți, evident, da, m-am pregătit pentru concurs, l-am câștigat, altfel ar fi fost o mare dramă, după cum spuneam, și la final zic, hai că întreb doamna asta ce înseamnă jurnalist, la care ea îmi zice, păi n te drăguț, dar nu te-aș sfătui să faci facultate, că nu neapărat îți trebuie să ai o facultate ca să faci chestia asta. Lucru care m-a dat total peste cap din planuri și așa mai departe. Acum eu ce să mă fac? Sunt clasa 12-a, n-am niciun plan, făceam matematică, informatică, știam sigur că nu vreau să fac nimic în domeniul ăsta și trebuia să, să aleg o opțiune mai că mi-era tot timpul cu ai fă medicină, că ți-e -ți place să ajuți oameni, o să fie potrivit pentru tine, cam târziu în clasa 12, te că faci medicină și nici, nici nu cred că mi-ar fi plăcut pentru că ceea ce se dovedește a fi, cred că, o calitate în partea asta de psihoterapie, că pot să fiu foarte empatică în situația în care ar fi atât atât de mult în afara controlului meu, cum mă gândesc că într-un context medical, cred că m-ar fi, -ar fi dobărât foarte tare să mă simt neputincioasă. Și am zis, ok, ce ar fi totuși mai aproape de zona asta? Și am zis, ok, psihologie. Am zis, hai că mă duc în pun dosarul la toate facultățile și o să vedem noi ce o să facem cele din urmă. Mi-am pus la jurnalism, evident, mi-am pus și la psihologie, așa ca și backup plan, am scănat totuși, poate, poate mă decid la asta. Și decizia de a face profesia pe care o fac, am făcut-o pe drum, venind în Cluj, din Maramureș, când la intrare în Cluj mă întreagă, bă, că nu unde mergem, unde-ți confirm locul? Și zic, ok, hai să mergem la psihologie, ești sigură? Parcă mergeam la jurnalist. Nu, 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 lasă, hai să mergem la psihologie. Și cam așa a început cariera în domeniul ăsta și am simțit cumva nevoia să zic asta, pentru că Cred că ne o să ne urmăiască, sper, mulți tineri care poate sunt la fel de confuzi și nehotărâți cu privire la ce vor să facă pentru a arăta că nu neapărat, adică chiar dacă nu ai startul cel mai clar și cel mai planificat, nu înseamnă că nu poți să ajungi să fii de succes uh -huh. și să-ți placă ceea ce faci. După care, sigur, m-am apucat de facultate, am zis la fel, bă poate că totuși jurnalismul se deschisese o secție nouă la facultate, zic că ăsta e semnul meu că trebuie să fac și asta. În anul doi am dat și la uh, publicitate, dar după primul an eram sigură. Deci anul 2 la psihologie, anul întâi dincolo, eram sigură că, ok, nu o să mai fac asta, dar știți cum e rușinea părinților, e bătut la cap, să plătească o facultate, hai să terminăm, am terminat-o, deși știam că probabil că nu o să fac lucrul ăsta. Și undeva din anul 2 de facultate mi s-a clarificat, ok, asta e psihologia, pare să fie ceea ce vreau să fac. Uh, am început să îmi dedic toate eforturile în direcția asta, deja știam că ok, vreau o carieră academică, că o să fac un doctorat, și cred că cred că am, cam, cam așa începe povestea mea, practic, un, un mijloc mai tulburat, dar același mm -hmm. început perfecționist și ambițios, pe care <laughs> îl regăsesc și acum în ceea ce fac în momentul ăsta. Bănuiesc din ce îmi povestești acum că pentru tine a fost decizia cea mai bună și pe care ai face-o din nou în momentul de față. Da, de dacă ar fi răzina. să mă gândesc acum, cred că aș alege să fac același lucru, probabil uh -huh. mult mai convinsă și fără emoțiile pe care le aveam în anul întâi, când toată lumea ridica mâna și vorbeau despre Freud, Eu nu știam absolut nimic. Eu nici măcar ce am învățat în clasa de aici, nu mai știam, având în vedere că nu, din nou, nu a fost neapărat o decizie foarte planificată. Uh, dar acum, da, aș alege același lucru. În același timp, aș vrea să zic că sunt întotdeauna deschisă să explorez. Adică faptul că acum încă simt că mi se potrivește chestia asta, nu e o garanție că o să simt la fel peste, nu știu, 5-10 ani. Într-o societate care se schimbă atât de mult, cred că e important să fim cât mai adaptabil și ancorați mm. în ceea ce se întâmplă în momentul respectiv. Adică, uite, și discuția asta pe care o avem noi e o discuție pe care n-am fi avut-o probabil acum 50 ani, nu ne-am fi mm -hmm. gândit că asta ar fi modalitatea în care încercăm să comunicăm cu publicul și da, deși îmi place ce fac acum, nu zic nu -alte ori altor oportunități. Până la se, se estima că în viață un om are aproximativ undeva la trei cariere. Nu trei profesii, mm -hmm. ci trei ca cariere lung până când uh, moare, inclusiv punându-se și pensia dacă era ceva hobby din care poate să mai facă niște bani sau nu. Și acum se zice că uh, se estimează, de fapt, uh, chiar la Eden Grant povestea foarte fain despre asta, că uh, în momentul de față îi uh, deja nu de la 3, ci între 4 și 6, de deva, minimul fiind la 4. Mm -hmm. Ceea ce cred că e destul de normală, cât din dinamică și schimbătoare în momentul de cred față. că suntem norocoși că trăim acum adică uh, îl provoc mereu pe taică-miu zicându zicând știi, eu nu o să mai fac treaba asta la un moment dat, numai ca să-i văd reacția, dar cum se poate așa ceva? dai da, un job de unde nu te poate da nimeni de mm. afară. Cum ai vrea să faci altceva? Și mi se pare că sunt norocoasă că sunt în poziția în care știu sigur că pot să fac lucrul ăsta, că mi se oferă șansa să încerc mai multe lucruri pe parcursul vieții și că nu i neapărat să fiu blocat într-o chestie doar pentru că asta eu am ales la început sau pentru că ale erau oportunități de atunci. Așa că, pentru mine, personal, sună foarte bine treaba asta. Aș vrea să-mi spui trei lucruri pe care le-ai învățat, sau mai bine zis, trei lecții pe care le-ai învățat din profesia ta și mm -hmm. se aplică foarte bine în viața ta personală. Prima mi-e foarte ușor să o zic, pentru că m-am gândit deseori la treaba asta, fiind o întrebare pe care mi-o mi pun foarte mulți clienți. Și întrebarea sună cam așa. Um, nu te afectează să auzi atâtea povești, atâția oameni care au necazuri, nu te încarcă, poți să dormi noaptea. Și sigur că răspunsul ăsta cumva s-a cizelat pe parcursul anilor. La început aș fi zis mai tare că, ba da, mă încarcă destul de mult. După care, în timp, și văd văd o schimbare de reacție la clienții mei, zic, răspunsul e mai degrabă înspre nu, dar nu pentru că am dobândit cumva o altă perspectivă. Adică îmi dau seama că Chiar dacă oamenii trec prin chestii nasoale, faptul că eu am șansa să fiu alături de ei și să ajut să aibă o viață un pic mai bună decât ceea ce se întâmplă, mi se pare un privilegiu. Și atunci, tot timpul, chiar când aud povești foarte triste de viață, când mă simt poate uneori neputincioasă și aș vrea să fac mai mult, adeseori simt că, doamne, ce mi-ar plăcea să fiu prietena <laughs> sau prietenul clientului cu care lucrez, că ce om fain ce calități are, ce, ce fain că am ocazia să-l întâlnesc și atunci chestia asta îmi permite să zic că uite, dar eu am posibilitatea să schimb, să-l ajut să schimbe ceva în viața lui și să o facă mai bună și atunci nu mă gândesc, vai ce viața n-aș mă gândesc ce bine că pot să fac ceva să fie un pic mai bine. Uh -huh. Și cred că asta am învățat să o aplic și la mine. De fiecare dată când trec prin chestii nasoale, îmi zic, ia uite ce bine că am ocazia să fac ceva un pic mai bine la mine. Dacă dacă trec printr-o suferință sau ceva nu-i chiar cum mi-ar plăcea, un semn al faptului că poate ceva nu-i chiar cum ar trebui pentru mine și asta îmi dă ocazia să lucrez în zona asta. A doua chestie, um, cred că e un combo care vine și din partea de practică, vine și din partea de cercetare și care mi se potrivește ca o mânușă. Am zis la început că sunt o tipă perfecționistă, da? Am stabilit că împărtășim asta. Asta înseamnă că probabil și tu ai vocea aia, doar no, n-a doing enough, trebuie să faci mai bine, fii atentă la toate detaliile, vezi ca nu cumva să greșești. Ori vocea asta critică simt că m-a sabotat mult de-a timp pe, pe parcursul anilor și cred că e, nu știu, unul dintre ingredientele cheie ale suferinței în general. Faptul că dincolo de ceea ce se aruncă înspre noi și care sigur interpretăm și ne provoacă suferință, felul în care ne blamăm și ne biciuim după ce apare eșecul, cred că crește exponențial suferința respectivă. Și în încercarea asta de a fi mai, de a ajuta pe clienții mei să, să, să exprime această compasiune de sine, că să fii critic când suferi. E ca și cum mai avea un prieten, da la pământ și mai da și tu un șut, că poate așa o să se ridice. Știm că nu funcționează în cazul prietenului și nu am face asta, dar în cazul nostru cumva pare o idee bună. Uh, și lucrez foarte mult cu ei înspre a avea perspectiva asta mai compasională, n-avea grijă de mine, n-a fi bun, chiar și atunci când sufăr, chiar și atunci când greșesc. Și cred că asta m-a ajutat și pe mine să fac lucrul ăsta mai mult. Perfecționismul ăsta... Uh... Are și el sursele lui și de multe ori e clar că provoacă și multă anxietate. Niște studii foarte faine acum arată că câteodată unul din factorii pot fi cumva doi factori motivatori. Unul din factorii motivatori poate fi anxietatea, care te, te motivează și poate fi un drive foarte bun astfel încât... Să dai tot ce ai ca să faci mai mult, în cazul, de exemplu, perfecționismului. Mm -hmm. Sau poate fi altădată cumva o proiecție a cât de bine se va întâmpla în, seara, în sensul în care mm -hmm. dacă am deținut un speech, mă duc acolo și mam, mă rup și o să fie totul supertare și mișto. Și chestia asta tot așa mă energizează și mă motivează. Mm -hmm. Dar deci ce găsit studiile foarte faine că în ambele cazuri, ambele, ambele grupuri, mai bine zis, aveau rezultatele aproximativ similare. Și atunci merg un pic și chiar povesteam cu, cu Mădălina, povesteam, cred că prin primăvară la un moment dat despre asta, că spuneam, e foarte, foarte anxioasă, că era cu pandemia și noi le că bă, nu mai, mai fiți chiar așa de supărați, că anxietatea asta, dacă e prea multă sau e disfuncțională, mm. e not ok, dar și anxietatea asta e bună la ceva, că te împinge să faci lucrurile alea, mm. poate cât de perfecte, ai vrea tu să le faci, te face să duci munca aia la calitatea la care tu ți-o dorești. Altfel s-ar putea să fii foarte delăsător și să zici că lasă că merge și așa. Dacă lasă că merge și așa înseamnă că nu ai rezultatele alea. Și mi se pare foarte fain cum mai cum există tu chestia asta. Că uite, uitându-mă și la ceilalți pot să uh, lucrez mm -hmm. la mine pe zona asta. Zim și a treia lecție. A treia lecție e una pe care cred că am învățat-o cam greu, din fericire. Um, întotdeauna am pus munca pe primul plan azi ok, trebuie să fiu performant, mai ales acum, la început încă, <coughs> la început de carieră, ideea asta că trebuie să dau tot în direcția asta și am neglijat, poate să mă rog, m-am neglijat, n-am investit poate atât de mult cât mi-aș fi dorit în factorul numărul 1 uh, sau predictorul numărul 1 pentru bunăstare și fericire, care ghesuat relațiile. Da, ideea asta de a fi ancorat, de a avea relații satisfăcătoare, de a face lucru cu cei dragi care să conteze pentru tine și la fel cred că faptul că vorbesc foarte mult despre asta și hai să vedem cum faci să ai o relație funcțională, cum faci să ai mai mulți prieteni sau, mă rog, poate nu mai mulți prieteni, dar o relație mai bună cu ei. E un lucru care la fel mi-a sunat în minte, ok, ca și la preot, uh, practică ceea ce predice. <laughs> poate că ar trebui să faci un pic cu mai mult timp, poate că e ok și dacă în seara asta nu corectezi niște examene, le corectezi mâine, poți să stai cu prietenii, să te bucuri de chestia asta. Și uh, mi-ar fi plăcut să știu un pic mai devreme treaba asta, mi-ar fi plăcut să-mi să aloc mai mult timp în direcția asta mai devreme, gândindu-mă că indian, cred că rezultatele tale pe care le-aș fi avut ar fi fost cam aceleași, dar probabil că m-aș fi bucurat mai mult pe parcurs. Mm -hmm. Nice. Sună -mi bine. five. <laughs> Mi-aduce aminte că același insight l-am avut și eu acum un an, jumătate, doi ani, doi ani când, nu o să uit asta, am un training pe care îl livrez din când în când și are partea asta de work-life balance. Mm -hmm. Și povestesc cu oamenii despre Work-Life Balance și le zic acolo cât mai importante e rolurile și cu mă investești în ele și că Work-Life Balance ăsta, adică balanța perfectă, nu există, așa că nu mai puneți presiune pe voi, ci vedeți unde vreți să încline balanța și că mai mult Work-Life Balance ăsta ar semăna de fapt cu un, un joc de jenga din care scoți bucățele și echilibrezi decât să pui talerele și așa mai departe. Și m lovit în timpul trainingului în care te dădeam acolo un exemplu foarte tare și m lovit așa de tare și, zis, pf, și le, 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 dau exerciții practice pe care să le facă și știam că l-am făcut și eu pe ăla acum am mulți ani și eram, vai, băi Mihai, bine că pe rolurile astea atât ai mm. și pe alealte nu numai că le neglijez, știi că le neglijezi, și ai zis, zis că nu mai faci asta mm. Și atunci eram da, Mă regăsesc foarte mult în descrierea asta Am Un exercițiu pe care, mă rog O, o fișă pe care o dau adeseori clienților să, să o completeze Cumva un lucru pe care Cred că îl caută oamenii dincolo De a scăpa de suferință, că e anxietate Că e deprimare și mai departe Îi să găsească un fel de sens În viață sau lucruri care contează și încep așa cu o fișă de uite, cam astea sarile importante în viața unui om, de la familie, relații romantice, relații sociale și așa mai departe, și pun acolo câteva întrebări ajutătoare pentru clienți, astfel încât să-și dea seama că okay, e ce e important. Și spun acolo întrebări de genul, ce fel de partener ai vrea să fii? Ce fel de frate, soră, copil ai vrea să fii? Cum ai vrea să te perceapă prietenii tăi? Și cred că același cum ok, vorbesc cu oamenii ăștia, vrei ca prietenii tăi să te simtă o persoană iubitoare, ce ai face? Poate ai suna mai des, poate te ai te -ai vedea cu ei mai des. Și eram același, ok, dar eu fac asta. Exact. Eu sună foarte bine, ia uite ce, 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 ce cred în treaba asta când vorbesc cu clienții, dar eu fac lucrurile astea. M-am gândit vreodată serios, ok, ce fel de, nu știu, soție vreau să fiu sau cum aș vrea să mă perceapă pe prietenii mei sau... Poate, deși zic lucrurile astea, nu reușesc întotdeauna să le, să le implementez așa cum mi-aș dori. Și cred că și asta, știi, adică faptul că am, am meseria asta, îmi permite ca de fiecare dată să mă duc acasă cu, cu câte o chestie pe care o iau eu pentru mine. Soțul meu mai o câteodată, dar la ce te gândești? Zic, ui, frământ acum ce a întâmplat la, la terapie, încerc să văd ce-mi iau de acolo eu, ce iau pentru client, I need some time, știi? Mm. Și cred că de foarte multe ori asta e ceea ce, ce mă energizează, să mă gândesc, ok, eu ce iau de aici? Sau ce pot să dau mai bun data viitoare din ceea ce am discutat? Și cred că asta e partea care îmi place cel mai mult. Dacă ar fi să iei cina cu o personalitate, cu cine la cina și de ce? O să sună foarte, foarte cliché, dar nu o să mă gândesc, o să zice ce, ce mi-a trecut prin minte în primul, la primul impuls. Barack Obama. Nice. Aș vrea să iau cine cu el uh, pentru că îl admir din toate punctele de vedere. Unul la mână mi se pare că un exemplu de reziliență, să răzbești ca și persoană de culoare, să ajungi președinte într-o țară care din nefericire, sau mă rog, într-o planetă care încă din nefericire extrem de rasistă mi se pare că necesită nu numai o groază de curaj, ci necesită, nu știu, puterea asta de a te expune vulnerabil în fața celorlalți, de a asculta niște lucruri urâte despre tine și a continua să, să lupți pentru ceea ce crezi și, nu, cel puțin așa, la o primă impresie nu, nu pot să mă gândesc la un exemplu mai bun de reziliență. Doi, îl admir foarte mult pentru relația foarte deschisă cu soția lui și un exemplu de um, cum ar trebui să ne raportăm unul la celălalt, inclusiv a recunoaște când ne este mai dificil la Face ceva când lucrurile nu merg, că nu cred că căznicia e o rețetă de ai hârtia și gata, funcționează, cred că munca începe abia după lucrul ăsta și și el și soția lui au fost foarte deschiși uh, cu lucrul ăsta. Trei, um, îmi place discursul lui ca și părinte și libertatea pe care le oferă fiicelor lui și cumva poate lipsa de presiune, Ești cel mai important om din lume, dar în același timp le permiți fiicelor tale... Să fie cine vor ele să fie. Și cred că chestia asta, la fel, uh, rezonează foarte intens cu mine. Să poți să fii ok, să-ți asumi critici, gândindu-te la ceea ce e cel mai bun pentru copilul tău, uh, mi se pare și motivul pentru care aș vrea să am copii. Adică să am genul ăsta de iubire, care să treacă peste orice. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, e un exemplu foarte bun. Și cred că al patrulea motiv nu știu, eleganță, demnitate, felul în care mă, mă, proiectez în exterior respectul pe care îl câștig din partea celorlalți, mi-ar plăcea să pot să proiectez aceeași imagine în jurul meu. O întrebare pe care consider că oricine ar trebui să și-o adreseze în viață. Și cred că o întrebare pe care mi-ar plăcea să ne opunem cu toții e ce de sens vieții mele? Sau mai simplu spus, de ce aleg să mă trezesc în fiecare dimineață? care-i glimsoa ăla de speranță sau planul pentru care mă trezesc dimineață? De ce aleg să fac lucrul ăsta? Și aici n-aș vrea să ne gândim, nu știu, la lucruri mărețe, că, nu știu, trebuie să fiu un salvator al lumii. Uneori poate fi, vreau să mă trezesc dimineața ca să văd raza aia de soare cum bate în dormitorul meu. Sau să aud pasărea aia ciripind și îmi transmite că, uite, natura și comunitatea, comuniunea cu natura e o chestie importantă pentru mine. Asta pentru că la fel, revenind la ce cred eu că provoacă multe suferințe, această funcționare pe pilot automat. Okay. În care, cumva, luăm lucrurile for granted, te trezești dimineața, te duci la serviciu, te duci la școală, vii acasă, poate mai faci ceva să treacă timp un scroll pe Facebook, un film pe Netflix, mai ieși mai ești undeva. După care, la finalul săptămânii, ajungi de multe ori în momentul în care te întreb, na, bun. Ce se întâmplă săptămâna asta? Eu cu ce rămâni toată povestea asta? Și de cele mai multe ori aud expresii de genul, știi, parcă aștept să vină asta, să treacă mâine și să vină cumva, uite, ăla în care sunt prea obosit și încerc să mă dinesc un pic și se iau de la capăt. Mm -hmm. Și cred că dacă ne-am gândit mai mult la ce, ce, ce vreau eu să scot din viața asta, ce contează pentru mine, ce mă motivează, am fi mult mai fericiți. Am empatizat foarte mult cu ce ai spus tu, mă uit. Asta e un lucru pe care pe mine mă frământ așa foarte tare, mă uit în jurul meu și văd oameni care de bea așteaptă să vină weekendul. și atât, mm -hmm. dar fără niciun motiv, adică de bea aștept să vină weekendul. ok, dar de ce weekendul? Dacă îmi spui de bea aștept nu știu, să vină sâmbătă pentru că se întâmplă aia, înțeleg, mm -hmm. dar de bea aștept să, gata, e vineri și mă uit la oameni când mai am câteodată cu ei, de, de, mai lucrez cu oameni, mm -hmm. lucrăm tot timpul cu oameni vinerea, îți cumva parcă prin viață atunci a vineri. Parcă prin viață, e vineri, imediat terminăm lucrul și, fai, gata, începem uh, weekendul. bun, dar și ce se întâmplă weekendul ăsta? Da, nu știu, cred că o să le nevesc, o să stau în mm -hmm. pat, poate o să fac o curățenie, poate mă la un film, ceea ce e ok. E foarte ok, dar ai nevoie de atâta nerăbdare să aștepți weekendul ăla da. ca să faci alea și după aia, ai, când vine luni aia, parcă zice, o, a veni luni, iar încep și. Cred că este e un semn al faptului că probabil nu faci ce trebuie. Și atunci cred că dacă ne-am pune mai des întrebarea asta, ce faci, ce îmi dă mie sens, ce mă face să, să mă simt împlinit, poate că am evitat să stăm în joburi care nu ne satisfac, în relații disfuncționale, în oportunități să, 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 nu ratăm anumite oportunități pe care le avem doar pentru că stăm în pilotul ăsta automat, în um, sentimentul ăsta de confortabil, chiar dacă nu e ceea ce trebuie. Dacă ne-am gândit mai des la asta, că ar fi mai, mai, mai eficient, mai bine pentru noi. Ce fain! Pot să plec de aici cu listă de întrebări de reflexie, dar merită să le reluăm. Ce faci? ce îmi dă mie sens? Și de ce fac ce fac eu în viața asta? Sau ce vreau eu să fac în viața asta? Că ajută foarte mult. Și mi-a plăcut foarte mult asta că e extraordinar de practică și o întâlnim foarte des. Pe bune, dacă se întâmplă să așteptăm să vină numai weekendul sau să se întâmple ceva în viața noastră ca să ne bucurăm, Cred că ar merita să ne întrebăm dacă oare facem bine ceea ce facem. Ce le-ai spune tu oamenilor să evite sau să nu facă în viața asta sau la un moment dat în viața asta? Am aici o sinteamă care cred că nu aș ști să zic cum ar fi în română, dar în engleză le zic clienților tot timpul Don't settle for less. Okay. Nu te mulțumi cu puțin, indiferent că e o chestie de job, indiferent că e o relație pe care o ai, dacă ceva nu te face să te simți așa de bine pe cât ar trebui, sau pe cât anticipezi sau pe cât ai simțit în alte momente, înseamnă că nu e ceea ce trebuie pentru tine. Și uh, am asumat că ceva nu e suficient pentru mine. Cred că e lucru cel mai important pe care putem să-l facem. Apropo de, de întrebarea anterioară, în timp ce ziceai, știi, discutam că, ok, ne, ne complacem cumva în situația asta, îmi venea în minte că un lucru pe care încerc să-l fac și eu și să-l încurajez pe ceilalți, vine cu a insufla sentimentul ăsta de curaj, a fi curajos. Curajos înseamnă să-ți asumi niște riscuri, nu o să știi cum o să iasă. Acest settle for less înseamnă același lucru. Nu ceea ce trebuie, poate încerca altceva, poate se dovedește în continuare că nu ceea ce trebuie, dar e un risc pe care merită să mi-l asum, astfel încât să fiu mai aproape de ceea ce e bine pentru mine. Asta, de exemplu, într-o relație care nu e ok, de teamă că uh, dacă nu găsesc ceva mai bun, dacă poate, într-adevăr, e ceva stricat la mine și nu o să mă iubească nimeni mai mult de atât, uh, e un semn al faptului că te mulțumești cu puțin. Cred că fiecare, dacă ne-am gândit la noi așa ca două piese de puzzle, fiecare are bucata aia care se potrivește, numai că trebuie să stai să o cauți un pic. Trebuie să nu lași experiențele nasoale să zică despre tine că nu sunt suficient de bună, că nu pot mai mult de atât ca asta, îi, asta am văzut la părinți, asta am văzut în jurul meu, e ok să mă complac în rolul ăsta chiar dacă nu îmi dau, seama, chiar dacă -mi dau seama că nu-i bine pentru mine, doar pentru că e familiar. Când nu te mulțumești cu asta, ai curaj să faci încercări repetate până când ajungi la piesa aia care se potrivește mai bine, că nu intră în fiecare colț, ei opile, opilești, lucrezi în stânga, în dreapta, până când se potrivește. Nu o să existe sigur jobul perfect, persoana perfectă, prietenii perfecți, dar trebuie să fie acel ceva care să simt că îi good enough îmi îndeplinește nevoile, mă face să mă simt bine, mă face să vreau să dau către ceilalți același lucru pe care îl primesc. Și dacă merg cu sloganul ăsta Don't settle for less, orice ar fi, cred că deja jumate din problemă e mm -hmm. rezolvată, să zic așa. Ce, ce ai zis acum, m-a făcut să mă gândesc la faptul și la o replică pe care o adus foarte des legat de asta cu... Să nu neapărat nu, nu că să nu te mulțumești cu puțin, ci din cealaltă parte în care a te complace când spui ok, așa sunt eu. Mm -hmm. Inclusiv în, în relații cu chiar oricine, cel mai des poate în relații cu partenerul. Dar dincolo de partener, după aia auzi și în relații foarte des cu prietenii poate sau cu familia, în care cumva în sfârșit ai ajuns în poziția, dacă nu era, în care nu mai vrei să-i satisfaci pe ceilalți, dar ai, mm -hmm. ai căzut în punct în care zici ok, așa sunt eu, acceptăm așa mm -hmm. cum sunt. Stai un pic. Că nu mm -hmm. e chiar așa. Adică dacă tu faci lucruri care sunt not ok. Dacă tu faci, de exemplu, lucruri uh, care nu sunt în regulă pentru ceilalți sau ai comportamente care dăunează societății, de exemplu. Cuvântul meu favorit, sau vreo cuvântul favorit, că chestia care exprimă cel mai bine uh, așa cum suntem noi construiți ca și oameni, vine prin cuvântul Peter. Mm -hmm. În română poate că am zice tipar. Mm -hmm. În timp ce povestea, eu îmi trecea prin minte că chiar ieri le spuneam studenților la un seminar că deseori am stilul ăsta mai umoristic și în practică, le spuneam clienților bă, ce bine că se pot schimba oamenii, ce bine că uh, nu trebuie să ne mulțumim așa cum suntem și că nu trebuie să zicem așa sunt eu, că zic altfel pe cuvânt, nu știu ce făceam, săpeam șanțuri pe undeva, că meseria asta cu siguranță n-ar fi existat, n-ar fi avut rost da. să fie psihologi, psihoterapeuți, dacă oamenii nu se puteau schimba e, în esență ceea ce vrei să faci în procesul terapeutic și faptul că tu te poți schimba, îmi aduce mie bani din fericire și împlinire și toate lucrurile pe care mi le aduce meseria mea. Și atunci, da, cred că esența e că suntem așa de norocoși că ne putem schimba și când zicem că suntem noi într-un anumit fel, de fapt, ceea ce transmitem îi am intrat în niște pattern ne-am obișnuit cu niște tipare, ajungem să credem că tiparele alea de comportament sunt ceea ce suntem noi, de fapt doar pentru că ne-am obișnuit să le facem. Numai că tiparele astea sunt o interacțiune dintre mediu, gene, experiențe pe care le-am avut, care, din fericire, sigur, cu muncă de foarte multe ori, pot fi schimbate. Altfel, dacă te-aș întreba acum, Mihai de acum, cum se reflectă în Mihai de la 8 ani sau de la 10 ani, cred că niciunul dintre noi nu prea ne-ar plăcea să zicem băi, eu sunt fix la fel cum eram mm -hmm, atunci. Exact că probabil că eu n-aș fi ținut interviul ăsta dar nu, mi-aș fi făcut curaj să vorbesc în fața oamenilor aș fi stat mai retras într-un colț și cam mai ar fi fost dacă nu aș fi avut contextul și curajul să-mi asum, să încerc să mă dezvolt dacă, dacă simți că ai atins niște lucruri prea ușor sau ți-au fost prea la îndemână sau că zici, a, pf, a fost simplu, flare la ureche mm -hmm. înseamnă nu neapărat că n-ai depus prea mult efort Ci că ți-ai pus un obiectiv cu mult sub nivelul tău Față de cât mm -hmm. ai fi putut mm -hmm. Și atunci dacă te mulțumești Cu obiectivul ăla care e mult sub nivelul tău Față de cât poți tu E exact chestia asta pe care s-a acum că, Mă știi ceva, la urmă urmei S-ar putea să te mulțumești cu prea puțin din ceea ce poți mm -hmm. Așa că Diana ne zice Nu eu, că serios Să nu ne mulțumim cu puțin Da, dar eu îmi dau seama mm -hmm. că și la interviu Folosesc vocea de profesor nu mă pot. Asta va fi. O să mă urască, mă, o să-mi mai târziu. Diana, aș vrea să-mi spui un moment în care ai avut un insight și care a avut un impact foarte mare asupra ta. Da, cred că cel mai dificil moment a fost când am pierdut-o pe mama mea în 2017 și cred că nu m-aș fi gândit în momentul ăla sau dacă m-ar fi întrebat cineva și cu două zile înainte aș fi zis că nu aș putea să fac față. A fost mereu foarte apropiate, apropo de, uh, de mâncare, nu, la mine o refuzam cinci feluri de mâncare până acceptam unul și mai că mi-a avea răbdare să facă cele cinci feluri de mâncare. De aia pierderea ei a fost, cred că, cel mai mare șoc. Dacă, acum cumva anticipa momentul, era, știam că e bolnavă, știam că nu prea, mai sunt foarte multe lucruri de făcut, știam că e probabil să urmeze lucrul ăsta, dar când mă gândeam, era ok, nu o să pot să fac față, eu o să fiu deprimată cu toată psihologia din lume, eu nu o să mă ridic din pat, nu o să pot să facă nimeni nimic după ce se întâmplă chestia asta și m-am surprins să văd că cred eu că am putut să fiu sprijin pentru taică meu, pentru fratele meu și să, să ies cumva colecția învățată din chestia asta și cred că o să o fac mândră să se că pot să fac asta. Apropo de, de facultate și cum eram, mi aduc aminte că îmi spunea cam, nu știu, la o lună după ce am venit la facultate, zice, vai, acum zice, acum că te adaptați, ce pot să zic, dar zice, na, tu venind așa dintr-un oraș mic, mergând la Cluj, zice, eu n-am crezut -am. că o să te descurci. Ce am crezut că o să ne suni în vreo două zile și o să zici că să venim, să te luăm acasă, că nu, nu o să poți să faci față și să așa de mândră de tine că, ia, uite, te adapta, adaptat, ai făcut prieteni într-o perioadă așa de scurtă. Și cred că ce mi-a zis atunci, cumva s-a reflectat și în ce am simțit după, că da, durerea e mare și probabil nu o să treacă niciodată pe deplin, dar uh, pot să fac față, pot să, pot să, pot să, po să îmi continui viața, chiar dacă, nu știu, orice realizare, jumate din minte îmi zice hm, ce fain ar fi fost să fie aici, ce m-aș fi bucurat mai mult decât o fac în momentul ăsta, în aceeași timp să fiu recunoscătoare. Și chiar că a fost un moment foarte dificil, cred că mi-a permis și să ajut pe alte persoane care au trecut prin, prin chestii similare. Și cred că asta e cea mai, cea mai importantă lecție și, și faptul că, nu știu, pot să vorbesc acum, asigur că îmi tremură un pic vocea, am vin un pic să plâng, dar pot să mă gândesc la ea și să vorbesc despre chestiile faine pe care le-am luat de la ea, la fel, mi se pare că e, cred că e mândrat. Mm -hmm. Ce frumos! Foarte fain! Sigur este și acolo unde ea, cred că simte lucrurile astea. Și uite că se pare că te-ai descurcat foarte bine într-un oraș așa mare, din orășelul ăla mic da, și nu te-ai întors pe Foarte frumos! Mulțumim, Diana! Uh, cred că astea sunt momentele, uh, dincolo de orice, cred că astea sunt momentele pe care le apreciez cel mai mult, în general, nu numai în interviurile astea, în care simt atât de mult partea aia, partea umană, Mădălina acolo în spate și plânge, Lorenu, nu, plângi tu! <laughs> da, uh, foarte fain! Dacă Mădălina plânge și voi nu plângeți... Ce înseamnă asta, Mădălina? Că poate avem experiențe similare. Face pe deșteaptă. Da, are dreptate. Că poate avem experiențe similare. O întrebare pe care am pregătit-o, e cumva, tocmai din, din prisma profesiei pe care o ai, care consider că e o problemă pe care o întâlnești des la oameni mm -hmm. în ziua de astăzi. Cred că unele le-am mai abordat pe parcursul întrebărilor. Cum ziceam, suferința asta venind din pilotul automat, faptul că nu prea știm ce vrem, faptul că ne complacem în... În ceea ce se întâmplă acolo, dar aș adăuga poate ceva nou relativ la ceea ce am zis, și cred că ce văd foarte des e așteptarea asta că nu ar trebui să sufăr, că nu ar trebui să mă simt rău, că nu ar trebui să fiu anxios, că ar trebui să fiu vesel, că ar trebui să mă bucur de viață, că ar trebui să fiu mereu fericit. Dacă ar fi să poate să folosesc așa într-o sintamă, alergătura asta după fericire, așa într-o într disperare, da? nu știu, poate și stimulată de industria asta de wellness cu orice preț, self-care cu orice preț, mm -hmm. trebuie să te simți bine, trebuie să ai constant grijă de tine, trebuie să... Cumva care cred că transmite mesajul ăsta că nu e ok să te simți rău, mm -hmm. nu e ok să suferi, nu e ok să ai emoții negative și dacă se întâmplă lucrul ăsta ceva e fundamental greșit cu tine. Și cred că un lucru foarte, foarte important pe care îmi place să-l fac de la început și care și pe mine m-a ajutat foarte mult este să normalizez că emoțiile negative sunt parte din ceea ce suntem noi ca și oameni. Dacă nu ne-am simțit rău niciodată, dacă nu am fi anxioși, triși din când în când, apropo de ce ziceai la început, poate anxioși, îngrijorați cu privire la niște lucruri, n-am avea performanțele pe care ni le dorim, nu ne-am bucurat la fel de mult de reușitele pe care le avem, nu am învățat și nu am progresat, nu am face de extra step ca să ne depășim, pentru că toate astea vin, cum ziceam și la început, din a conștientiza suferința, a vedea ce se transmite, de ce sunt furios acum, de ce mă copleșește tristețea asta, ce mă preocupă atât de mult. Practic, emoțiile astea și un semnal al creierului nostru, vezi că ceva nu, uh -huh. nu, nu e chiar cum ar trebui să fie pentru tine. E un semnal de alertă că oprește-te un pic, vezi ce ți se întâmplă și și așa ca și pe GPS, știi? Reconfigurarea traseului, oprește-te un pic, vezi, vezi ce se întâmplă și cred că treaba asta, știi, să vrem neapărat să fim tot timpul fericiți, să nu stăm cu emoțiile noastre negative, să nu ne permitem să fim vulnerabil să lăsăm să se vadă tristețe, să lăsăm mm -hmm. să se vadă momente mai neplăcute. Cred că asta e un lucru, o, o așteptare foarte nerealistă pe care o avem. Mm -hmm. Și odată ce ne împăcăm un pic cu ideea asta că e ok, este mai simți și, și rău din când în când, deja jumătate din suferință dispar, că e foarte mult despre reacția pe care noi o avem la emoțiile noastre. Mm -hmm. Îmi zicea cineva, și, uite, dacă sunt anxioasă. Dar poate nu o să fiu un bun profesionist, poate nu o să fiu un psiholog bun dacă sunt anxios, poate nu o să fiu o mamă pregătită dacă am lucrurile astea. Nu. Asta îți transmite că ce, uite, contează pentru tine, că te preocupă, că e ceva ce vrei să iasă și dacă te preocupă, toate șansele să iasă ok. Mm -hmm. Da? Să putem să stăm un pic cu, cu, cu emoțiile astea negative. În contextul, în lumea în care trăim astăzi, mi se pare că avem și foarte, foarte, foarte la îndemână uh, niște mecanisme de coping la care putem accesa foarte repede, uh -huh. și care nu face nimic altceva decât să alimenteze evitarea și fuga. Uh -huh. Adică ai un acces atât de rapid la orice numai, să nu simți emoțiile uh -huh. ale negative. Deci, între varianta 1 să stau și să simt emoțiile astea negative, nu să le înțeleg și să văd de unde vin mm -hmm. și așa mai departe, versus pf, o grămadă prieteni Netflix, Facebook, Instagram uh, sau TikTok, sau să bă, citesc poate și o carte de care nu am nevoie acum, dar să-mi ia gândurile dacă citesc o carte măcar e bine, sau să mă, duc să mă și joc ceva. mă joc sau să apelez la o grămadă de substanțe, mi se pare că sunt atâta la îndemână mm -hmm. încât oamenii intră în cursul asta încât nici nu-și dau seama. Nici, că e vorba de, cum zice, de pilot automat, nici nu-și dau seama. Adică te obișnuiești mm -hmm. cu fuga asta în care ți se pare normal. Și încă mm -hmm. la un dat inclusiv și presiune socială este, De ce ești cum, cum să stai, ești fraier, să stai singur în casă și să nu știu ce? Adică nu mai este normal mm -hmm. cumva să stai un pic și să vezi ce simți. Mm -hmm. Și asta uh, cred că e încă un motiv în plus ne am place foarte mult și asta cred că una din lecțiile pe care le-am învățat foarte, foarte devreme în facultatea pe care am făcut-o, că emoțiile, indiferent că îți pune, indiferent sunt pozitive sau negative, important ar fi să fie constructive pentru noi. Mm -hmm. Și atunci, într-adevăr, cred că merită un pic mai mult să vedem bun, emoțiile ale negative, ce ne spun nouă, să îți creezi cu ajutorul minții tale lumea mm -hmm. de care tu ai nevoie și mediul mm -hmm. tău. Și atunci, având în vedere ce înseamnă gândul ăsta dichisit, Chiar asta e întrebarea. Dacă ar fi să transmiți un gând dichisit oamenilor care se uită la noi, care ar fi gândul ăsta? Să încerci să trăiești o viață fără regrete. Și când zic o viață fără regrete și să ai cumva ideea asta că ok, încerc să fac tot ce cred că ar fi util pentru mine și nu mă refer în sensul de regrete fără greșeli, din potrivă, pentru că dacă ne uităm și la ce arată datele, nu regretăm ce am făcut, regretăm ce n-am făcut. Mm -hmm. Și uh, cred că asta ar fi să pot să-mi permit să fac orice îmi trece prin cap, ca la finalul vieții să nu am regrete. Și mi-am pus întrebarea asta tot relativ la ce ziceam cu sensul. Dar și eu mă întrebam și mulți clienți uh, mă întreabă care e rolul nostru pe lumea asta? Ce suntem, niște pion pe o tablă de șah? De ce uh -huh. trăiesc? De ce îi util? Și eu mă întreb adeseori uh, treaba asta și sigur că asta vine asociată cu o frică de moarte firească. Că dacă nu știu de ce sunt, ce vreau să fac, sigur că o să-mi fie teamă de acel, de acel moment final. Și încercam să mă întreb, nu, bun, oare ce-ar însemna să duc viața aia cu sens ca sperând că, nu știu, la 100 de ani, <laughs> dacă apuc 100 de ani, să zic, bă, uite ce, ce viață mișto am avut. Și am avut norocul, fix în perioada asta, ca să vezi cum se potrivesc lucrurile, să citesc o carte a lui Alom, scrisă împreună cu soția lui, în care vorbește de treaba asta, de confruntarea cu moartea și așa mai departe și mărturisesc că am citit un pic din ea, nu am mers mai departe, că încă mă, mă activează destul de mult, dar în primele pagini era o idee care mi-a plăcut foarte mult. Și zicea, știa, uite, până acum câțiva ani era frică de moarte, acum că am 80 de ani, parcă e primul moment în care mă simt mai pregătit. Și m am hmm, oare ce l-a făcut pomos să se simtă mai pregătit acum? Și zicea, acolo, știi, uite, am sentimentul că dacă viața mea se încheie mâine, am gustat-o pe deplin am făcut ce am vrut, am călătorit, am petrecut timp cu familia, m-am bucurat de soția mea, m-am bucurat de meseria, am ajutat o grămadă de oameni. Și cumva asta în mine se translatează în bun. Poate că secretul spre o viață cât mai mulțumitoare îi să te uiți la final și să zici, băi, nu am regret, I am făcut ce am crezut la momentul potrivit, că m-ar face mai fericit, că m-ar face mai mulțumit. Și dacă avem ideea asta de a trei fiecare zi astfel încât la final să nu am regretele astea, mm -hmm. cred, că, cred că e un motor super drăguț după care poți să-ți ghidezi așa viața. Tot ce faci azi fost să nu ai regrete. Foarte fain. Asta cred că e o, o idee pe care, cu care e cea mai bună idee din tine. <laughs> Ia uite aici, știm că mai plusez acum. O să plusez și în contest, să-mi imaginez că la terapie. Plusez pentru clienții mei și le zic, no, bun, dacă știi că sfârșitul e peste trei zile ce ai face? Ai mai face ceva din ceea ce faci acum? Dacă răspunsul e nu, hai să vedem care e răspunsul și hai să încercăm poate să facem mai mult din ce ai face în alea trei zile, chiar dacă nu-i total că... Na, eu -am, asta e o întrebare pe care mi-am pus-o și mie din, din fericire și răspunsul meu a fost, băi, dacă aș avea trei zile, mă-aș pune pe un avion și mă duce nu știu, am două destinații, ori în Patagonia, ori în Australia, dar aș vrea neapărat să mă duc și am zis, nu, bun, asta îmi transmite mie ce? Că bucuria mare mi-aduce călătorită, călătorit în sensul de explorat, culturi, gastronomii, văzut experiențe diferite, atunci asta trebuie să încerc să fac mai mult. Trebuie să-mi organizez programul astfel încât chestia asta care m-ar bucura pe mine foarte mult să fie mai prezentă în viața mea. Și atunci cred că e despre asta, nu despre a renunța la tot atunci când nu știm când e sfârșitul, că ai nevoie de stabilitate, ai nevoie de ceva să-ți permită să îndeplinești visele astea. Dar, apropo și de ce mă face să mă trezesc dimineața, dacă asta mi-aduce bucuria să încerc să investesc mai mult aici. Uh -huh. Nice. Mulțumim. Foarte Mulțumim. fain așa de, de încheiere. Diana, super mulțumesc că ai venit. Cum are dreau, și că am ai simțit foarte noi. bine. Perfect, de la veșina. <laughs> Aș A zice și vii. de la compania <laughs> plăcută, da. <laughs> mă eu. măcar pe cameră să iasă. Mulțumesc tare, tare mult, Diana. Mulțumim, de fapt. Așa ca și, ca și încheiere, facem și un mesaj de final pentru oameni și le spunem așa. Mi-a plăcut foarte mult ideea Dianei. Și chiar cu asta mi-ar plăcea să încheiem Dacă tot trăiți o viață, măcar trăiți-o fără regrete Cred că bine am zis uh -huh. Au fost împreună cu noi astăzi Diana Nechita Psihoterapeut și lector universitar doctor La Facultatea de Psihologie Sigur o găsiți pe social media dacă vreți să o căutați da? Dacă o vreți să o căutați pentru terapie Super ok Dacă vreți să o căutați la facultate și te studenți O găsiți acolo Cercetători sigur găsiți Dar cred că ca și cercetători ai și cu celălalt nume Așa -i? Da de deci are două nume, nu vă zic, căutați voi, vă descurcați, dacă vreți să o căutați pentru altceva, îi căsătorită. Mare rău, asta este. Mulțumesc mult, Diana. Mulțumesc și eu. Mulțumim, dichisiți. Ce să zic, să vă uitați și la următoarele, că mai urmează și altele. O seară faină. Ceau. Exact asta ne dorim să facem cumva, să-i facem pe oameni să gândească pentru ei mm -hmm. și să îi ajutăm pe oameni să aibă insight.